Bună ziua, bine. Conform semnătură din condică, ședința este statutară. Și pentru început am să pun la vot procesul verbal din ședința precedentă. Este ordinea mișcă. Cine este de acord cu procesul verbal? Se abține cineva? Se opune? Votat în unanimitate. Vă dați citire ordinei de zi, distinția de 17-18-2018. Proiect de hotărâre numărul 1. Proiect de hotărâre prin edificare bugetară, inițiator primar Alba Diana Narcisa. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2019, la nivelul Comunei Poli, inițiator primar Alba Diana Narcisa. Se repetă aici. Credeam că n-am terminat fraza, se repetă aceeași fraza. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrului de educație care nu dispune de locuință pe teritoriul Comunei Poli, inițiator primar Alba Diana Narcisa. Proiect de hotărâre privind numărul 4. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Comunei Poduri a suprafeței de 41.992 de metri pătrați, situați în Tarlaua 80, din satul Cernu, Comuna Poduri, județul Bacău, inițiator primar Alba Diana. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind concesionarea suprafeței de 1.615 metri pătrați, din suprafața de 41.992 de metri pătrați, situat în Tarlaua 80, din satul Cernu, Comuna Poduri, județul Bacău, inițiator primar Alba Diana. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețul tarif la apa potabilă și canalizare și respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile în primar Alba Diana Narcisa. Și punctul 7 diverse. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Și dacă mi-a sunt alte comentarii. Se opune cineva împotrivă? Nu. Se aprobă în unanimitate. Vom trece la primul punct din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Dau cuvântul doamnei primar. Da. La rectificarea bugetară avem trei subpuncte. De adus din excedent suma de 48.800 pentru actualizare PUF. Și o să vă spun despre ce este vorba. Știți că noi am pus banca să actualizăm PUF-ul comunei pentru că este obligatoriu să-l facem la un anumit interval de timp. Iar eu am făcut cerere către Consiliul Județean și către Minister ca să nu fie suportat, dacă se poate, neapărat din banii noștri. Au fost ani în care s-au dat și bani de la ei. Și au început să devină niște bani de la ei, da? Ne-au dat 127 de milioane din banii aceștia, iar în anul care vine, pe parcurs, imediat ce vor avea, ne vor da până când vom putea să achităm întreaga sumă de 600 de milioane pentru PUC. Și trebuie să vă informez că a doua problemă, avem la restanțe cu salariile pentru și persoane cu handicap și pentru salariați primăriei 310 milioane și trebuie suplimentăm la bugetul local. Și am primit rectificare bugetară de 112.000 de lei de la Consiliul Județean acum, chiar una dintre cele mai mărișoare, pe care îi vom duce la capitolul 8402 la drumuri și poduri. Cine este pentru? Sau mă rog, dacă... Aveți ceva de... Dacă... Dar mai mult de atât, dar nu știu ce aș putea să spun. Da, pentru salarii ați spus că aveți... Da, 300 de milioane, da. De unde îi primiți? De unde? Îi primim de la... De la bugetul județean. De la Consiliul Județean îți primiți banii. Pentru salarii. Pe mass media se spune că toți banii pe din salarii se iau din investiții. Nu, nu, nu. Acum, nu. De asta v-am întrebat. Nu. Da. Nu sunt din investiții, sigur.
Deci sigur nu din investiții, asta vreau să. De asta am și întrebat. Cine lămurire o să aveți, puteți să întrebați. Pentru că nu-i Mihail aici și vă poate spune. Dacă mai sunt și alte intervenții legate de punctul 1. Supunem la vot. Punctul 1. Cine este pentru? Se opune? Se abține cineva? Nu. S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 2, dacă nu mai sunt probleme. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2019 și la nivelul comunitar. Da. Doamna Diana. O să vă spun următorul lucru, că împreună cu colegii mei care suntem la Comisia de Buget, am gândit că pentru anul care vine impozitele și taxele locale să nu crească cu absolut nimic. Asta pentru cetățenii Comunii Poduri, pentru că va crește gunoiul, bine, gunoiul și apa, care de fapt nu sunt neapărat puse de noi, creștere, nu sunt din... Dar noi, așa, am stabilit ca impozitele și taxele locale să nu crească deloc în anul care vine. Și ca noutate, o să vă spună Irina, pentru o noutate pentru cei care... Bonificația rămâne la 10% până la 30 martie. O modificare ar fi la mijloacele de transport hibride. Consiliul local poate aproba cutirea cu 50%. A acestor mijloace de transport. Hibrid, hibrid. Deci înseamnă mașină electrică? Mașină, nu, hibridul și electrică și cu carburant. Da. Și mai avem o taxă de concesiune. Da, teren. Vorbim când începe cum e asta la concesiune. Da, atât, da. Deci cam atâta. În rest, impozitele rămân la fel. În afară de, cum a zis, salubritatea, care e de fapt un serviciu, nu o taxă. Da, exact. Impozit. Asta o să vorbim în ședința viitoare. Da, alte modificări. Dacă dorește cineva să intervină? Nu știu dacă este pe Comuna Poduri o singură mașină. Avem hibrid, deocamdată, cred. Dar dacă poate o să mai fie, da. Dacă sunteți de acord cu reducerea asta de 50%. Vă dau o hotărâre extra pentru treaba asta? Nu, nu, va fi. Nu, va fi fost în... În hotărârea de impozitul și taxe. Deci plătește cu 50% mai puțin? Da. La impozit. La impozit. Deci asta e singura modificare. Supun la vot. Cine este pentru? Se abține? Se opune cineva? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice. Supun la vot. Da, este vorba de luna noiembrie. Cine este pentru? Se abține cineva? Se opune? Nu. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Comunei Poduri, a suprafeței de 41.992 de metri pătrați, situați în Tarlau 80, din satul Cernu. Doamna primar? Este vorba despre un lot în suprafață de 41.992 de metri pătrați, din Tarlau 80, care nu a fost revendicat de proprietari și este identificat în teren, neavând proprietari, îl trecem în domeniul privat al comunei. Unde e situată situația asta? Tarlaua asta 80, ca să știm exact unde e. În fața, în fața școlii? La Prăute. Nu, în extrabilanul localității. În zona Sundei, da. Cum au concesionat terenul legii? Nu, am întrebat pentru că și Tarlaua, unde sunt casele în fața școlii, Tarlaua aia aparținea comunei. În fața școlii unde? În fața școlii, la Cernu. Și cine le-a dat ca să facă case atunci? Acolo, 91, da. Prefectura, împreună cu Primăria Poduri, așa. Am distribuit 1000 de metri pătrați la fiecare
loc afară. Păi și atunci cum ar putea să mai concesionăm acum? Nu, întrebat de teren. Să finalizez, de aia am deschis subiectul ăsta. Și acolo s-a măsurat pentru cei care au fost afectați de vitura zrapă, care au fost atunci în 91. Dar la ultima casă, aproape de podul, cum este intersecția aia cu, în fața parcului, la ultima casă, mai este o suprafață de 1000 metri pătrați, care n-a mai fost ocupată de o persoană care are locuința mutată dincolo, în spatele fântânii, în spatele școlii ar veni. Ei, acum are rost să răspunem, acolo rămas, ceva este în sat acolo, aici nu-i vorba de sat, e vorba de... Este tot la primărie, de asta da. Eu știu că atât nu, de mult. Aici e 4 hectare, 5 hectare, nu. Oricum e o surpriză pentru noi, e din Moș Crăciun asta. Ce avem aici, sincer. Că nu m-am gândit la surprize de genul ăsta că avem. Intră în agenția Sondi, imediat, vă spun. Haideți să legăm amândouă subiectele și cu să ducem și la cinci. Avem o solicitare pentru concesionarea unei suprafețe de 1615 metri pătrați din această tarla. Primul pas o să fie că noi îl ducem în domeniul privat al comunei, devenim proprietari de fapt. O să trebuie să luăm în calcul și posibilitatea ca la un anumit moment să litrezăm cu proprietari, care se poate dovedi cu un act că sunt proprietari de fapt al terenului respectiv și din drept. Fiind în domeniul privat, avem posibilitatea să le dăm înapoi. Așa e legal. În contractul de concesiune pe care o să-l facem cu solicitantul concesiunii, o să trecem și clauza asta. În cazul în care se identifică proprietarul, este datoria lor să negocieze cu acel proprietar dacă se continuă concesiunea sau dacă omul zice, băi, luați-vă catrafusul și duceți-vă. Ce dați în cap? Da, uite cu domnul... Imediat după ce pui sonda să mai plece. Dar nu, este vorba de o bucată de pământ de trecere undeva, nu-i sondă. 1600 este vorba de 1615 metri, undeva o bucată de pământ de trecere, că nu am, de asta nici n-am... pusă, că nici nu-l cer nici pe tot, pentru că oamenii se gândesc, suprafața e foarte mare. În momentul în care pe 1600 ăștia de metri, nu se pun, deci nu se pune sondă, pentru că spunem că nu se va da autorizație de construire dacă va începe să, Doamne ferește, să fie ceva. Deci asta este o parte ca să poată să treacă, ne-a explicat, și trebuie să fie concesionată că ei nu au voie să facă documentații pentru... Da, exact, da. Deci asta o trecem prima dată la noi, 4.199 sau 4.000, da, așa. După care să-l concesionăm noi... Peste 4.000. 4.000, nu știu cât e exact. 10 prăjuri. Da. Și 1.600 de metri pătrați ăștia să le concesionăm bucățica asta lor ca să poată să treacă. 1.600. Și concesionarea îi... din ce avem noi, nu? Aici pentru resurse naturale din 9,3 lei metru pe an. Deci ei o să plătească către primărie suma de exact. Metru pătrat. Da. Deci prima dată, dar cine este pentru punctul 4? Pentru punctul 4. Ca să-i luăm domeniul privat. Punctul 4 și 5 colaborează. Da. Separat. Pentru punctul 4, supun, cine este pentru? Cu un singur amendament, deci dacă vor veni proprietarul, s-ar putea. Da, păi asta am făcut, asta îl punem în domeniul privat. Deci amendamentul ăsta să fie stipulat în... Dar au zis că sunt Da. Consider că pentru punctul 5 trebuie să țină cont în mod special de perioada de concesionare. Nu fiu timpul pe o perioadă așa mare. Nu, se permite. Mai mică. Cea mai mică perioadă. Adică în caz dacă apare nu dintr-o astea cu 40 de ani. Tocmai de aia. Un an, 2 ani. Dar nu punem așa. Punem concesionarii dacă până în momentul în care apare proprietarul. Că poți să pui și așa dacă apare unul dintre proprietarii. În momentul ăla să... Înțeles. Numai să nu fie că știți cum mai este și un drept de servitude să treacă, vin ei. Da. E complicat. Legat de treaba asta de apariția unor proprietari, să știți că am participat și eu odată la o discuție cu cineva și din satul Cernu, în Iași, a plecat un cetățean pe nume Grigoraș,
preot, profesor la, mă rog, Biniaș, la în domeniul ăsta. Și a zis, într-o discuție, că am zis că am lucrat și lucrez și eu ca și consilier în cadrul primăriei și au zis că ei în zona sondelor de la Cernu au teren, dar nu au revendicat nici o suprafață imediat când au apărut legea 18. Dacă e 12, vezi numărul de telefon. Dar nu, dar e treaba noastră să-i contactăm. Și-au zis că când va fi la pensie, se va ocupa de revendicarea terenului. E treaba lor. Nu știu dacă... Acum se poate fi acolo, se poate fi în altă parte, nu știu. Dar vreau zis că e în zona soate. Noastră să căutăm proprietarii. Da. Noi din urmă măsurile să fim legali. Să fim în legalitate și... Dar cine din zona cer nu știe cine e preotul ăsta. Eu știu, eu am fost la el acasă, am și numărul lui de telefon. Da, da. Numărul am. Deci ați menționat la punctul 4 votul unanim, da? Da. 5 e mare un frate în poliție. Și 5 e vorba de punctul 5. Supun la vot și da. Cine este pentru? Concesionar. 1600, da. 1615. Cine este pentru? Se abține sau împotrivă cineva? Nu. Votat în unanimitate. Trecem la punctul 6, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului, tarifului la apa potabilă și la canalizare și respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile, inițiator primarul Audian. A să spun eu două, trei cuvinte cu privire la modificarea noilor tarife. Pentru modificarea noilor tarife la apă s-a avut în vedere următoarele aspecte. 1. Creșterea prețului și consumului la energie electrică. A crescut cu 98% consumul de energie electrică ca urmare a faptului că SECE CRAB a preluat 3 sisteme noi, Sucer, Hamaș, Cașin și în același timp a pus în funcțiune noi instalații. Stația de epurare Bucuș, stația de epurare Moineș Nord, stația de epurare Moineș Sud, un număr de 67 km rețea de canalizare. Bacău, Târgu Ocna, Dărmănești, Letea Veche, Hemeiuș, Mărgineni. 11 km rețea de distribuție, Moinești, Buhuș, cu cele 28 de stații de pompare aferente și a modernizat stația de epurare Bacău. Punctul 2. Cheltuieli cu munca vie. Cheltuielile cu munca vie au crescut ca urmare a modificării tarifului orar. De exemplu, astfel, salariul minim pe economie a crescut cu 123%, respectiv, de la 850 în anul 2014 la 1900 în anul 2018. De asemenea, au crescut și contribuțiile de asigurări sociale ca urmare a noilor modificări legislative în domeniu. Materialele tehnologice, alte cheltuieli materiale specifice, cheltuielile cu materiale tehnologice, cu cele pentru tratarea apei a crescut atât ca urmare a modificărilor creșterii costurilor materialelor, cât și datoria preluării de noi sisteme de apă. De exemplu, sulfat de aluminiu, de la 724,89 lei pe tonă la 855 lei pe tonă, o creștere de 18%. Gaze naturale, de la 126,40 lei pe kilowattoră la 136,93 pe kilowattoră, 8%. Ca urmare a acestor aspecte, tariful la apă a crescut în felul următor. Apă pentru populație. Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe area de operare, 4,41 lei. Canalizare și epurare, 3,58. Pentru restul utilizatorilor, adică persoane juridice, 4,05 la apă potabilă, 3,01 canalizare și 1,48 apă potabilă produsă și transportată, în vederea redistribuirii pentru întreaga area de operare. La persoanele fizice vorbim la prețuri fără TVA. Deci astea au fost, de aceste aspecte s-au avut în vedere cu privire la modificarea noilor tarife de la apă. Domnul viceprimar, am fost contrazis. La ce se referă modificarea prețului sau tarifului la apă potabilă? Majorare?
Da, majorare, majorare, da. Am fost contrazis de domnul Nelici, de asta. Adică ce-au zis, că e mai puțin? Am înțeles, dar am pus cumva ca să fie... Da, majorare, majorare. Trecem la punctul 7. Da, e un aspect care trebuia băgat în seamă. Doamna primară, a spus mai înainte că taxele și impozitele rămân neschimbate. Da, dar să nu faci parte din... Păi de asta o crezi cu trecem. Da, dar apa și... Doamna... Vă spun eu, apa și gunoiul nu fac parte din taxele noastre și impozite. Apa este un serviciu, gazele, pardon că mă gândesc cu proiectul, gazul este un serviciu. Sunt servicii publice, nu noi. Astea se fac, eu dacă... majorare în salariul minim și așa mai departe. Mă rog, acum neapărat din cauza asta, că majorările la gaz și la apă, de când știu eu, toți făceau. Chiar dacă nu a crescut salariul. Chiar dacă nu a crescut salariul. Doamna... Deci am o întrebare. Sau poate puteți cumva să faceți o notificare sau să discutați cu domnii de la TRAP. Oricum, zonele care sunt la modernizare nu sunt pe poduri. Poate mai fac ceva pentru presiunea. Atunci noi avem zone în care nu au apă în timpul zilei, mai ales vara. Sau poate cumva le pot spune. O să spun eu. Suntem de acord cu majorarea, dar se implică și la noi. Pot să-ți spun eu ceva. Nu se va face ceva acum într-o lună, două, cu așa ceva neapărat, ca să... Dar în schimb, proiectul nostru care este de canalizare, pentru care știți că am cumpărat și pământul și așa, n-a implicat numai această acție de epurare. A implicat și o bucată de teren unde se va face încă un rezervor, iar atunci când se va implementa și va fi gata și rezervorul, atunci și presiunea, pentru că fiind cantitatea și mai mare de apă, altfel va... Adică în decurs de 2 ani, spun eu așa, că aceste lucruri se vor rezolva. Pentru că proiectul de canalizare nu implică doar canalizare în sine. Implică și o modernizare și a apei vorbesc, plus că se face și o extindere mai mare a rețelii de apă. Deci, din cauza asta, nu cred că va fi acum în scurt timp, dar pe o perioadă de un an, doi ani, acest lucru sigur se va realiza. Important e să fie, nu contează. Asta e bine, așa este. Important e să fie, da. A spus aici două tarife, 4,41, 3,50, 4,05. La ce se referă? 4,41 la populație, pentru apă potabilă, 3,58 pentru canalizare. Canalizare, canalizare nu avem, dar da. Și 4,05 la 4,05 persoane juridice, fără TVA. Ați zis alte persoane. Alte persoane. Deci, eu greșesc. Nu, dar chiar zice, așa zice, rest utilizatori. Păi da. Așa zice, rest utilizatori. Intru la rest. Intri la rest? Da, pe casă, dacă mai sunt și intervenții. Și la, intrăm fără TVA. Haideți ca să vă ascultați pe domnul președinte, ca să nu mai... Dacă nu suntem de acord cu majorare, nu se majorează apa? Da. Da. Din păcate, apa, la gismul, apa, gazele și lumina, să fie la el și cu noi, așa. Dar să știți că au fost comuni, unde s-au pus în discuții în consiliile locale, și-au refuzat majorat. Și? Da, și-au refuzat. Dar este contrat. Nu există. Deci, dacă s-au majorat. Nu vine și mai... Nu se mai ridice cu noi. E contrat. Dea o limită. Minim și maxim. Și rămâne la limita minimă. Eu țin să zic. Am auzit că din mass media. Discuții. Țin sau susțin în ceea ce o să stai înainte. Dacă mai sunt și alte intervenții. La șapte. Dacă ați intrat, domnul președinte, vreau și eu să vă pus. Da, încă n-am ajuns la șapte. Încă n-am pus la vot punctul 6, după aia nu era cu... Supuneți la vot. Dacă nu mai sunt intervenții, supunem la vot punctul 6. Cine este pentru? Se opune cineva? Toți! Cu inima deschisă. Toți, sincer, dar undeva mai sub inimă, așa. Deschidem punctul 7, diverse, domnul profesor Bia. Eu vreau doar câteva lucruri să amintesc. Fiind la ora de bilanț a anului calendaristic 2018, eu cred că în numele meu personal și a domnilor consilieri să apreciem activitatea foarte bună a conducerii
Consiliul Local Poduri și a salariaților. Să știți că noi, chiar dacă ne întâlnim trecător cu dumneavoastră, cunoaștem din activitatea și rodul muncii dumneavoastră, mă refer la salariații primăriei, vă stimăm și vă apreciem munca desfășurată. Iar doamnei primar și părții de secretariatul, doamna Cristina, tot respectul nostru, pentru că sunteți ca niște furnicuțe și adunați în trezoreria aceasta, puneți ghilimele dumneavoastră, a primăriei Podu și a Consiliului Local și faceți din comună lucruri deosebit de frumoase. Nu reușim în totalitate, dar sper cu aportul nostru și al dumneavoastră și al cetățenilor o să avem și muzeul satului în comuna Poduri. O să avem și alte edificii, mă refer la un nou dispensar uman, că nimeni n-a întrebat până acum de ce n-au mai venit olandezii sau, mă rog, cine trebuia să vină să ne sprijine și alte și alte lucruri. Doamna primar, ce să vă urăm? Multă sănătate, să vă dea Dumnezeu numai împliniri și activități reușite. Sunteți sufletul fiecărei activități. Discutam în ședința comisiei noastre astăzi și domnul profesor Nelly Iscu a susținut această idee. Inima și a Festivalului Podurean, ca felicitări pentru activitatea desfășurată și doamne Alina Muncilă și în general tuturor oamenilor de bine implicați în această activitate. Este un merit deosebit a conducerii primăriei. Eu vă spun la modul foarte sincer, am fost astăzi la doamna primar ca să-mi verifice toate documentele comisiei de învățământ, sănătate, culte, cultură, protecție socială, a mediului și așa mai departe. Și dânsa apreciind activitatea comisiei pe unul din dosare, pe ăsta din 2018, mai proaspăt, a scris cu felicitări pentru comisia respectivă. Ca la școală, n-am pierdut. Ne-am desfășurat activitatea, doamna primar. Colegii mei sunt trup și suflet pentru desfășurarea unor activități deosebite și să ne iertați dacă câteodată mai scăpăm în anumite direcții, dar sunteți mamă ca o mamă și ne canalizați pașii exact pe direcția aia bună. Mă refer la contradicții, la anumite lucruri care poate nu fac plăcere, dar legea contrarilor spune că întotdeauna va ieși binele la suprafață ca un de lemn într-o ciobă. Mi-a plăcut și îmi place tare mult, să știți, eu aștept cu nerăbdare zile când avem ședințe și de comisie și de Consiliu Local pentru ambianța plăcută. În Consiliul Local mă întâlnesc cu colegii mei, îi respect și îi admir pentru tot ceea ce fac. Unii mai puțin, alții mai mult. Poate nu am făcut și aici mă înscriu și eu, n-am făcut prea multe proiecte de hotărâri și este treaba noastră să facem proiecte de hotărâri. Comisia se evidențiază printr-un proiect amplu realizat de domnul consilier, domnul profesor Grigoraș Vasile. Și ce să vă spunem? Vă apreciem și un gând frumos transmiteți dumneavoastră și noi o să transmitem tuturor cadrelor didactice, domnului director de școală, pentru că se implică enorm de mult în educarea și formarea tinerei generații școlare, formarea acesteia pentru viață a copilașilor noștri. Și tare am vrea tare mult ca capitolul ăsta droguri ce doamna consilieră Scorțeanu Marlena mi-aduc aminte la o ședință, l-am dezbătut extraordinar de frumos, toate documentele spuse la dosar, flagelul ăsta al drogurilor și a lucrurilor urâte să nu vină și în comuna Poduri,
în școli sau în alte instituții. Mai avem multe de făcut. N-am realizat întâlnirea cu patronii, cu cei care au magazine în comună, cu modul cum se desfășoară un comerț civilizat în comună, cu alte și alte lucruri. Dar promitem că în anul 2019 vom fi mai combativ cu tot ce înseamnă rău în activitatea tuturor din comună. Felicităm poliția locală pentru asigurarea afluenței, circulației și a părții de sănătate și protecție socială. Noi am analizat aceste lucruri. Mă refer la fetele din acest compartiment și felicităm inclusiv pe Andreea noastră scumpă, care câteodată ne cheamă, haide să vă luați indemnizația. Poate de multe ori ne gândim, de fiecare dată când poate ne gândim dacă o merităm sau nu. O parte din noi o merităm, o parte mai puțin prin activitatea desfășurată. Vă urez un sincer și călduros la mulți ani, sărbători fericite, să vă dea Dumnezeu numai bine în anul 2019. Mulțumim, domnul profesor. Dacă mai sunt, doamna primar. Mulțumim frumos pentru cuvintele dumneavoastră. Mereu domnul Bia este un bun vorbitor, este cam greu să vorbesc după dumnealui, dar o să încerc să vă transmit și eu aceleași gânduri frumoase. În primul rând să vă urez sănătate, să fiți sănătoși la anul, să ne vedem cu bine toți, să nu avem probleme medicale, că asta e cel mai important. Cred că dacă este sănătate, restul le putem trece pe toate, mai cu bine, mai cu rău. Să știți că zilele acestea am așa în gând că pentru anul viitor un lucru, zic eu, care mi-ar place să-l fac, ar fi proiectul de gaze pe care deja l-am început și sper că și atunci să fiți alături, pentru că în tot anul acesta ați fost alături de mine. Ce să spun, zilele acestea s-au împărțit cadourile pentru copii, pentru Moș Crăciun. Știți că am votat și s-au pus și s-a mers la fiecare școală pentru așa ceva. A fost pădureanca de care a vorbit și domnul profesor, iar un lucru foarte frumos cu datele comunei. Sunt mult mai multe lucruri pe care ar trebui să vi le spun, nu le mai spun acum, pentru că această ședință am spune că este una de sărbătoare și de bilanț. Vreau să vă felicit pe toți, cu bune și cu rele. Vreau să vă felicit pentru că chiar vorba domnului Bia, chiar dacă au mai fost până la urmă și unele disensiuni, s-au trecut bine peste ele și cred că asta este cel mai important. Poate anul care vine o să ne găsească un pic mai bun, să spun așa. Poate o să fim apreciați nu numai de consilieri, dar și de comună, la adevărata noastră valoare, a echipei care astăzi conduce primăria. Și v-am mai spus de mai multe ori și repet că se muncește destul de mult. Se muncește și în timpul liber, nu doar că suntem la... Poate nu sunt lucruri care, într-adevăr, poate nu s-au făcut, poate nu s-au terminat sau poate nu s-au făcut. Este foarte adevărat, dar nu putem să și noi, o mână de oameni, nu putem să facem chiar într-o dată. Dar asta nu înseamnă că nu le vom face pe parcurs. Urez și colegilor mei care sunt aici să aibă un sfârșit de an bun. Copiii să vă fie sănătoși, cred că și asta este important pentru dumneavoastră, în mod deosebit. Și nu știu dacă o să trebuiască să ne vedem prin vreo ședință extraordinară, dacă nu cumva până la 1 ianuarie, în problema cu gunoiul, eu sper să nu. Dar dacă cumva și dumneavoastră să fiți pregătiți pentru o oră, să venim să vorbim și să vedem despre ce avem de făcut. Eu vă spun din suflet că îmi pare rău când sunt măririle astea și majorările, pentru că știți foarte bine că lumea așa cum este nu are toată lumea o situație extraordinar de bună financiară ca să suporte unele măriri, dar având în vedere că toată lumea face așa, trebuie să ne aliniem și noi la aceste lucruri, că nu avem... Asta este trendul, ca să spun așa. De aceea cred că suntem dintre puținele comune din județul Bacău
care nu măresc taxele și impozitele și cred că ați ridicat mâna cu drag la această propunere. Mulțumesc doamnei secretar, care este mereu alături de mine. Dictonul acela că eu dictez ce ea scrie, nu prea este așa, pentru că niciodată nu verific ce scrie. Din păcate, asta e mea culpa. Mulțumesc domnului viceprimar pentru anul acesta în care l-am parcurs împreună și pentru sfaturi și pentru discuțiile pe care le-am avut. Ar trebui să mulțumesc fiecărui coleg în parte, dar ei știu foarte bine care este părerea mea despre ei și cred că părerea pe care o am eu, cred că majoritatea dintre dumneavoastră o aveți, pentru că sunt niște oameni care fac o echipă foarte bună și așa cum mi-am prezentat într-un alt cadru unde era mai mult de administrație, echipa care este acum la conducerea primăriei Poduri este o echipă chiar de milioane de euro și asta nu o spun doar ca să mă laud pentru că am mai avut dintre astea. Trebuie să o spun eu pentru că aceste milioane de euro au fost aduse acum cât sunt eu și n-ar avea altcineva să o spună, că ar fi chiar culmea să vină altcineva să o spună. O spun pentru că aceste proiecte de milioane de euro chiar au început să se vadă efectele acestor bani care sunt aduși pentru comună. Eu vă mulțumesc încă o dată și încă o dată vă spun să aveți copiii sănătoși și fericiți și să ne vedem cu bine, poate până la sfârșitul anului, ca să mai, dacă e, să ne vedem până la sfârșitul anului, dacă nu, în prima lună din anul viitor, deja mai bătrâni, cu un an, poate mai înțelepți, sper mai înțelepți cu un an, dar să fim sănătoși, asta este important. Să vă petreceți sărbătorile cu bine alături de familia dumneavoastră și de copii. Ce să spun mai mult? Și eu sunt, să știți că sunt emoționată când spun cuvintele astea, pentru că le spun chiar din suflet și chiar trăiesc aceste cuvinte. Așa că spre sfârșit acum o să avem și câțiva colindători. Vă rog să nu plecați, pentru că știți că avem în fiecare an. S-a întâmplat acest lucru și nu puteam să trecem peste asta anul acesta. Vreau să-i spun la mulți ani domnului consilier Iene să fie sănătos. Și ceilalți care poate nu știu, dar eu pe ei de la PSD știu mai bine care sunt, că ne întâlnim mai mult. Poate mai sunt din consilierii care a fost ziua lor, al lui domnul Bâșcă, știu că a fost. Vine și al lui Cătălin și de Sfântul Vasile. Da. Așa că... Sfântul Ion? Domnul Bia a fost în... domnul Bia Vasile. Da. Domnul Bia ne întâlnim pe 1 ianuarie. Domnul Grigoraș, la fel domnul Vasile. Sunt mai mulți Vasile aici, înseamnă că trebuie să facem o întâlnire, măcar pe 2 ianuarie. Ședința extraordinară. Pe 1 ianuarie, ședința extraordinară. Eu zic că ședința extraordinară, să vină toți Vasilii aici și Ion, să facem pe 31 ca să fie treaba bună, să trecem bine pe anul care vine. La mulți ani tuturor pentru nume, pentru ziua onomastică și pentru ziua de naștere. Mulțumim. Dacă mai sunt și alte intervenții. Ar vrea, doamna primar, să vă fac o întrebare. Dacă la început de anul 2018 ați fost vreodată întrebată de un cetățean din comună de ce s-a mărit taxele și impozitele? Dar nu s-a mărit. 2017 sau 2018? Nu s-a mărit, exact. 2018. Nu. O informație de la un cetățean că a fost întrebată doamna primar de ce și a zis că așa a hotărât Consiliul Local. Nu m-a întrebat nimeni. Vă rog chiar să mă filmați. Nu m-a întrebat nimeni și dacă este cineva care tot vă întreabă pe dumneavoastră, să trimiteți-o la mine. Eu știu ce să-i răspund, fără probleme. Și chiar am o transparență foarte mare față de toți oamenii din comună. Posibil, vă dați seama, trece foarte mult în lume pe aici. Noi, dar taxele și impozitele nu au fost mărite nici anul 2017. Așa o hotărâre consiliului. Da, nu știu cum fac și vin la dumneavoastră. Da, să revenim la ordinea de zi. Mai e cineva care dorește să-mi ia cuvântul? La sfârșit, dacă îmi permiteți. Domnul Ungureanu, am avut de ales dintre mai multe comune pentru ultima ședință ordinară și am venit cu mare drag aici la dumneavoastră, pentru că ați observat, eu vin mai rar, pentru că avem foarte multe oameni.
În numele echipei de la Exclusiv TV vă urez multă, multă sănătate. Felicitări conducerii primăriei, doamne primar, felicitări funcționarilor publici, felicitări dumneavoastră, domnilor consilieri, și consider că aici, la Poduri, într-adevăr, se fac lucruri deosebite și avem un consiliu local de mare calitate, având în vedere că lucrurile sunt un pic mai complicate. Multă sănătate, fericire și la mulți ani, și melodia mea care o cânt Nea Vasile pentru cei care poartă acest nume. O cântați? Păi este și pe internet. Ei, nu, acum, nu. Nu știu, dacă mă invitați pe internet, să aduc două mii. Vind și vă cânt. Da, este un interpret. Poate să vă spui două vorbi despre tine și să mă ați filmat tot aici. Da, festivalul, dacă tot m-ați, dacă permite, domnul președinte. Da, poftiți, vă felicită, este un festival deosebit. Este un festival, pentru că chiar vin din domeniul acesta artistic. Este o mare realizare. Sunt multe comune care nu își pot permite să facă un asemenea festival, dar mai ales vreau să vă spun, calitatea festivalului crește în momentul în care, în primul rând, promovăm valorile locale și întotdeauna e bine pe cei de aici, să ei trebuie în primul rând, dar mai ales că aveți o participare chiar și din Republica Moldova, îi puteți spune chiar. Deci, dacă aș da o notă de la 1 la 10, nota 10 aș da pentru acest festival și felicitări organizatorilor și pentru Alina Muncilă, să aveți grijă de ea, pentru că mai rar găsești un om care muncește atât pentru un festival. Eu am organizat la rândul meu festivalul. Să știți, este extrem de greu ca să ții atâtea echipe în mână. Și... deci, încă o dată, un festival de mare calitate, a confirmat-o și președinta jurului, doamna Sima. Felicitări! Un festival care trebuie să-l țineți permanent, pentru că numai așa copiii vor duce mai departe tradiția populară. Mulțumesc frumos! Aș spune multe, dar suntem în... mulțumim! Mai bine și pe 31! Da. Pe 31, din păcate, eu sunt organizatorul unui festival la Bârsănești, dar o să trimit o echipă de-a noastră să filmeze și la dumneavoastră. Mare dacă... ne face plăcere că suntem... filmați la fiecare ședință de Consiliul Local. Știu că dumneavoastră la început ați venit, ați zis că venim de plăcere. Dacă sunteți mulțumit de contractul încheiat. Da, e o sumă modică, să știți, și acum, nu e de un inic secret. Pentru județul Bacău este foarte important ca să vadă lumea că și la Poduri există transparență. Deci scopul este, în primul rând, transparența decizională și apreciez că și dumneavoastră și doamna primar, la rândul dumneavoastră, vedeți că facem eforturi să ținem cât mai aproape. Și eu, în primul rând, mă bucur că am fost chemat și la festival și am filmat și putem în felul ăsta să arătăm întregului județ că aici se fac lucruri deosebite. Deci echipa noastră este întotdeauna alături de dumneavoastră. Da, este. Deci e un contract, am înțeles că este un contract care nu s-a discutat în Consiliul Local. Deci, nu, dar nu trebuie. Eu sumă parte din mică, deci da. Mulțumim frumos. Dacă mai e și altă intervenție. Am înțeles, domnule? Da. Încheiem ședința? Da. Mulțumim pentru participare. Cântă, Mesia te lumină, laudă, se cântă, se vă bucură. Înainte, laudă, se cântă, se vă bucură. Înainte, înainte, parte, înainte, laudă, se cântă, se vă bucură. Nu face ce, nu spune ce, laudați și cântați și vă bucurați. Am ca și colindăm, domn, domn, să ne dăm, când boiere vezi acasă, domn, domn, să ne dăm, când boiere vezi acasă, domn, domn, să ne dăm, domn, domn, să ne dăm, domn, domn, să ne dăm. Ca plecat la spunătoare, domn, domn, să ne dăm, să mă iese că prioare, domn, domn, să ne dăm. Să ne dăm, 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 să ne dă
Ca în fiecare an, Corala Doxologia, formată din profesori, studenți și ne știm foarte bine unii dintre noi, încercăm să păstrăm o tradiție frumoasă la coduri, în prima sărbătoare de iarnă, adică prezentăm acel colind care vestește cu mult timp înainte nașterea Domnului Iisus Hristos. Sperăm ca după noi și astăzi să continuă tradiția noastră frumoasă, poate trec ani și noi avem o vârstă și încercăm să lăsăm la alții tradiția noastră frumoasă. Nu vrem să vorbim mult, sperăm să vă delectăm cu colindele noastre frumoase de sărbători. Mulțumim! Mulțumim, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ceva și legat de mănăstirea... Nu, după, dacă... după. Vasile! Primenește-ți gazdă casa, umple vatra, pune masa, fă potecă prin grădină și-n prigorții ne lumină, că venim de multișor, drumul nu ne-a fost ușor, o primiscul tot prin ploată, ziua toată, noaptea toată, gerul e din neapătrus, dar de-ajuns tot am ajuns, să-ți cântăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm, să te bucuri, să te închid, de belșug pentru grădin, de mioare prin pornare, de credință și de soare, de noroc la iar mă rog, de copii pe lângă foc. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește în a ta acasă, că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. E Crăciun, e Crăciun și noi venim, la tot omul, la tot omul cel creștin, vestea nașterii s-o dăm, la noi s-o dăm. Pe Domnul să lăudăm, să lăudăm, s-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. Seara asta-i seara sfântă, seara sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Când pornim a colinda, a colinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta, că noi nu te-am ocolit, te-am ocolit, și cu drag tot om venit, tot om venit. În noaptea sfântă de Crăciun, pe drumul nins de lună, trei mari călări cu suflet bun aleargă împreună. Lerui, 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 Domn din cer. De unde vin, cum se numesc, ce dorului frământă, trăiesc călătorești și cerurile cântă. Lerui, 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 Domn din cer. Și cântă inimile lor, aprinse bucuria, că s-a născut Mântuitor, a s-a născut Mesia. Lerui, 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 Domn din cer. Venim și noi să lăudăm pe Domnul cu iubire, și noi cu toți ne bucurăm de mare mântuire. Lerui, 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 lerui,
Lerui, lerui, lerui, lerui, Domn din cer. Cel, cel fără de început a s-a fogorât și într-o fecioară s-a sălășluit. Erurem, 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 Domnice, de la răsărit it's